Mulțumesc foarte tare tatăl Roxanei și de unde Roxana spunea că este un om extrem de dur, așa și probabil în familie și cu fetele a trebuit să fie, pentru că, na, având 4 fete, vă dați seama că sunt mai greu de controlat. Acum era ca un mielușel, așa plângea. Sincer, și mie mi-au dat lacrimile și acum când văd poza, mă face să plâng așa, pentru că este foarte important să ai alături de tine părinții când vorbim de un pas atât de important și sunt foarte norocoase că încă îi mai au în viață, că sunt alături de ele, că încă mai ai cui să-i spui o vorbă atunci când nu ești chiar ok cu tine, în primul rând. M-a emoționat foarte tare și foarte frumoasă, Roxana, și îmi place și foarte mult rochia ei de mireasă. Doamne ajută să fie pentru totdeauna!